Așteptăm la noi, de fiecare dată e o cântare în primele dumneavoastră. În continuare vor urma scurte și foarte interesante puncte de vedere. Spun foarte interesante deoarece îi cunosc pe vorbitori. Ordinea va fi domnul Nicolae Kiselev, doamna profesor Carmen Ciornea, doamna dr. Damaschin, domnul Alexandru Mihoace și domnul George Cușa. Federația Organizațiilor Provita din România, a cărei membre și școala Fundația Sfinții Martiri Lâncoveni, a emis o scrisoare către Ministerul Educației, scrisoare care trebuie completată. La sfârșit o să primiți fiecare un exemplar pe care să-l semnați și să-l anotați. Bineînțeles, vom adăuga în scrisoare și concluziile acestei întâlniri. Domnul Kiselev, vă rog să spargeți dumneavoastră gheața. Îmi cer scuze că nu v-am pomenit la început. Cred că ori din cauza emoțiilor ori ați întârziat dumneavoastră. Dar poftiți aici în față.